prezent timp. Și bine m-am găsit la prof online cu exerciții de matematică. Da, am văzut așa repede la tine că e vorba de o noțiune nouă, la clasa 7, modulul. Modulul, da? Modulul unui număr. Dragule, să știi că modulul unui număr reprezintă o chestiune esențială în momentul de față, mai ales noutate pentru clasa 7. Deci, iată, nu știu dacă la 6-a s-a introdus modulul. Da. La sfârșit. Da. La sfârșit. Când s-au vorbit de numeri negative, am vorbit și modulul. Da. Da? Deci, modul din 2 este egal cu cine? Egal cu 2. 2. Pentru că modulul, chiar dacă numărul este negativ sau pozitiv, modulul este mereu pozitiv. Nu mi-e ca nici vreau să le ții. Vreau să înțelegi așa, când spun modulul unui număr, nu mă interesează de seamă. Mă interesează numărul în sine. Deci ea, unei de 2 par 2, iar modul din minus 2, 2. Egal tot 2, adică nu mă interesează semnul. Ce vrea să spun aici? Ca valoare, modulul ce fel de număr este? Totdeauna modulul. Pozitiv. Pozitiv. Deci modulul unui număr A e mai mare sau egal cu 0. Observație foarte importantă. Deci modulul unui număr A e mai mare egal decât 0. Niciodată, dacă o să vezi modulul egal cu un număr negativ, spui n-am treabă, nu se poate așa ceva. Așa, deci nu se poate așa ceva. Așadar, dacă tu o să vezi modul din 7x plus 1 egal cu 1, ce rezultă de aici? Ce poți să spui de aici? Că 7x plus 1 trebuie să fie egal cu 1. 7x este egal cu 0. Deci, 7x plus, modul din 7x plus 1 egal cu 1, cum traduci? 7x plus 1 este egal cu 1. Ai, deci rezultă 7x plus 1 egal cu 1. Da? Scădem 1 da? Și ne vedem că 7x este egal cu 0, de unde rezultă că x este egal cu 0. Corect. Și atât? Și putem scrie că 7x plus 1 este egal cu minus 1. Nu? Și putem scrie. Obligatoriu scriem. Adăugăm. Deci, de aici, sunt două variante, dragule. Deci, odată este varianta că e egal cu 1 și a doua variantă e 7x plus 1 egal cu minus 1. Da? Deci este esențial pentru că noi am văzut. Unul face și dacă am 1 în privare și dacă am minus 1. Ei, aici 7x plus 1 egal cu minus 1. Ce rezultă de aici? Că 7x egal cu minus 2. Așa. De unde rezultă că x este egal minus 2 împărțit la 7. Adică x egal cu? X egal cu 2 pe 7, minus 2 pe 7. Minus 2 pe 7. Da? Minus 2 pe 7. Iată, acestea sunt rezultatele. Odată 0 și minus 2 pe 7. Sunt două soluții. Da? Da. Ne convingem că este adevărat, numai dacă ne ducem și locul. Da. Da? Bun. Dar dacă eu am să-ți dau următoare ieșițiu. Modul din 3x minus 2 plus modul din 7x minus 1 este egal cu 0. Păi, știm că 3x minus 2... Păi, dar 0 nu poate, nu putem spune 3x minus 2 plus 7x minus 1 egal cu minus 0. Deci cu 0 nu se poate. Ba, se poate, doar o variantă. Adică? Adică 3x minus 2 plus 7x minus 1 vom scădea, vom aduna 2. Stop. Deci, mergem cu atenție. Varianta asta e posibilă? 7x minus 1 egal cu 0. Deci, 3x minus 2 în modul cu 7x minus 1 egal cu 0. E posibil să fie așa? Nu. De ce? Ba da, este posibil. De ce? Până întrebare. Că, stați, nu este imposibil, pentru că modul mereu este un număr pozitiv. Ia uite. Da. Are și varianta cu 0. Da. Este corect, pentru că... Mm.
ar trebui ca modulului 3x plus 2 să fie un număr negativ și 7x minus 1 să fie un număr pozitiv. Păi se poate să fie un modul va fi vreodată negativ? Nu. Și totuși, relația asta de aici poate fi merită analizată? Da. Da. Adică, ce ar însemna? Deci, ce este obligatoriu? Deci, cum trebuie să se întâmple? Trebuie să scriem că 2x minus 2 este egal cu 0 și 7x minus 1 egal cu 0. Deci de aici înseamnă că și primul și al doilea trebuie să fie egal cu 0. Deci dacă și numai dacă, vezi, dacă și numai dacă, simultan trebuie să întâmple. Și una și cealaltă. Deci dacă și mai dacă. Fiindcă asta e mai mare egal cu 0, deci luăm varianta cu 0. Și aici mai mare egal cu 0, luăm varianta cu 0. Asta care ne interesează, da? Strict mai mare. Deci de aici rezultă că 3x minus 2 egal cu 0 și 7x minus 1 este egal cu 0. Egal cu 0. Deci același x să fie și sus și jos. Deci de aici ce rezultă? Ce x găsim aici? 3x. Nu, x este egal cu 2 supra 3. 2 pe 3. Și din acolo ce x găsim? Și x este egal cu 1 supra 7. 1 pe 7. În concluzie, are soluție ecuația de mai sus? Nu. Nu are. Dacă obținem același x. Dacă obțineam, de exemplu, 2 pe 3 și jos, aceea ar fi o soluție. Deci observi că avem mare grijă să analizăm o astfel de greșițe, da? Deci aici rezultă x aparține mulțimii vide. Ecuația aceea nu are soluție, da? Nu are nicio soluție. Dar dacă îți dau așa, 2x... Da, a scris acolo, x nu aparține mulțimii. X aparține. Bine, care. Dacă îți dau așa, modul din 4x minus 2 plus modul din x minus 1, 2x minus 1, plus modul din 8x minus 4, egal cu 0. Păi o să ne analizăm ca de trecută, mai urmă toate trei trebuie să fie, să aibă același x. Deci, scrie 4x minus... Asta se întâmplă dacă și numai dacă, acolo la adă. 4x minus 2 este egal cu 0. Da. De unde rezultă că x 2x minus 1 este egal cu 0. Da. Și 8x minus 4 este egal cu 0. Exact. Din prima va rezulta că x este egal cu 2 supra 4. Adică 1 pe 2. Da. La următoarea vom afla că x este tot 1 pe 2. Da. Și în următoarea vom afla că x este tot 1 pe 2. Acolo toate x-urile sunt pare. Nu pare. Obținem același x. Același x dacă... Deci am soluție sau nu? Da. Deci ecuația rezultă că x egal cu 1 pe 2 este soluție. Da? Este soluție. Că dacă mă gândesc x egal cu 1 pe 2, toți modulii devin 0. Și vine 0 plus 0 plus 0. Da? Deci, care ar fi ideea de bază aici? Ideea de bază ar fi aceea că dacă avem o sumă de moduli, o sumă de moduli... Trebuie să vedem mai întâi dacă x-ul sunt comune la toate trei. Deci o sumă de moduli este 0 când asta obligă toți modulii... Trebuie să aibă același x. Toți modulii să fie egal cu 0. Da. Adică toate expresiile din modul să fie da, 0. Păi pe x nu putem să înlocuim și cu 0,5. 1 pe 2 înseamnă 0,5. Da. Nu înseamnă că este o altă valoare, ci e aceeași. Dar dacă ți-aș fi dat eu așa, modul din 7x minus 3 minus modul din 4x minus 1 egal cu 0. Păi aici trebuie să știm că 7x minus 3 este mai mare decât 4x minus 1. Aici nu ar mai trebui să fie același. Sau putem să analizăm, să vedem dacă amândouă l-au pe x în comun.
Ce este acum? Mai este vorba de o... Nu, pentru că x nu poate fi același. O secundă, nu mai este vorba de adunare, ca să spun fiecare egal cu 0. Poți să dea aici un număr, din coa ce îți dea alt număr și la scădere să facă 0. Poți să facă 7 aici. Aici trebuie să ne gândim la variante. Deci aici trebuie să ne gândim la variante. Variante. Adică cum? 7x minus 3. Cum s-a traduce eu după asta în partea asta? Așa fie echivalent așa. Și modul din 7x minus 3 egal cu modul din 4x minus 1. Am dus în partea cealaltă, da? Da. Și asta cum s-ar traduce? Putem să aducem pe x în același membru. Păi, x-ul, când îl miști, nu-l poți lua pe el de o parte. Se iau tot cu... tot cu modul, toată expresia. Nu se poate mișca dintr-o parte în altă, el e legat acolo. Dacă ne dau amândouă 0? Atunci ar fi o variantă, că 0 minus 0 face 0. Da. Dar, bun, simplu, ne obligă să vedem aici că nu este același x, da, ca să diverte 0 și una și altă, da? Deci ar fi o variantă, dacă asta ar fi 0 și asta 0, că 0 minus 0 face, da, 0. Dar poți să facă 2 și asta să facă tot 2 și 2 minus 2 facă 0. Fac 0. Ah, ar însemna că asta să fie egal cu asta. Da. Deci o primă concluzie ar fi că expresia dintre barele de primul adică modul, 7x minus 3 este egal cu 4x minus 1. Deci 7x minus 3 egal cu 4x minus 1 odată și ar mai fi o altă variantă ca să fie egalitate. Asta dă un rezultat și asta se dea același rezultat, dar cu ce semn în partea asta? Cu plus. Cu? Cu minus. Minus. Adică 7x minus 3 mai mare decât 4x minus 1. Nu e mai mare. 7x minus 3 egal... E, a, egal cu 4x minus 1. Egal cu... Minus pe undeva. A, da, minus 4x minus 1. Plus 1. Minus 4x plus 1. Deci să fie exact cu semnul opus. Deci a doua variantă, sau... Da, sau... Asta este sau logic. 7x minus 3 egal cu minus pe lângă, minus pe lângă 4x minus 1. Deci vezi, să fie expresia asta egală cu plus minus. Așadar, de aici, e sau, deci lucrăm pe prima, să vedem ce, ce x obține. 2, nu, stați, 11 x este egal cu... Deci, păi, duce pe 4x în partea asta, da, duce pe 7 minus 4. 7 minus 4, 3x este egal cu... 3x cu... este... 3x este egal cu 4. Cum zici, 3 dus încolo, minus 3 face 3, a, dar nu după plus? Cum? Ca 7x minus 3. Păi, 7x minus 3. Pe minus, pe 4x l-am dus în partea asta și am zis minus 4x. Iar minus 3, când ducem dincolo, vine plus 3. Da. Adică 4. 3 și cu minus 1. A, 3 și cu minus 1 egal cu... Minu... Stați. 3 minus 1? 2. 3 minus 1, 2, da. 2. Deci egal cu 2. Eu de rezultă că x va fi egal aici cu... Cu 2 spre 3. 2 pe 3. Și în partea aflată... Păi... va fi minus 4x... plus 1. Așa. Adică... Deci ar fi 7x. Deci 7x minus 3 7x egal cu... minus 3 este egal cu 4, minus 4. Minus 4x plus 1. 1. Și să rezolvăm pe asta, să zicem ce e x. Păi x-ul se va duce cu minus. Adică ar fi minus 7 plus 4. Deci minus 7. Nu, 7. Ai zis că x-ul se va duce. Nu înțeleg. Păi 7 ori x este un termen, da? Da. Și cât face? 4x se va muta în celălalt membru și va fi 7x minus, minus 4, 4x. Da, și cât face? Da, nu știu dacă să fie cu 3 cu minus sau cu minus. Vezi, mecanic faci lucruri și aici am o problemă.
Când se trece dintr-un membru în altul, se schimbă semnul. Da, 7x minus 4x. De ce l-a adus pe minus 4x în partea asta altă la 7x? Vine 7x plus 4x. Că tu ai vrut să-ți explici așa, minus minus, nu? Da. Minus, minus la înmulțire, plus. Asta e mulțire, da? Da. Deci vine cât aici? 7x plus 4x egal, egal, te rog să vorbim. Este egal cu 4. 3 și 1, 4. Adică ce găsim aici? 11x. 11x egal cu 4. Este egal cu 4. Adică x egal cu? Adică x egal cu 4 supra 11. 4 pe 11. Deci, dragule, are soluție ecuația asta de aici? Nu. De ce? Pentru că doar x-ul de la... Păi nu aici nu trebuie să fie... Păi nu se poate. Bună și una, bună și cealaltă. Deci de aici ecuația are soluție și înseamnă așa, x aparține mulțimii valorilor găsite. 2 pe 3. Și respectiv? 4 supra 11. 4 pe 11. Și acum, ca să ne convingem, să zicem că am făcut o treabă bună, dar avem decât să locuim o dată pe x cu 2 pe 3 și până cu 4 pe 11. Să vedem dacă are loc egalitatea asta. Ia să vedem. Deci pentru x egal cu 2 pe 3. Te rog să vorbești. 7 ori 2 pe 3. Modul din 7, 7 ori 2, 2 pe 3, 3 minus 3. Da. Închidem modul minus. Minus modul, 4, din, modul din 4x ori 2 pe 3. Da. Nu 4x, 4 ori 2 pe 4 3. 4 ori 2 pe 3 minus 1. Minus 1. Egal cu? Egal cu? 7 ori 3 minus 2. Într-un fel l-am amplificat pe 7 cu 3 și ar fi 23 supra 3. Deci ce ai făcut aici? Am făcut 7 ori 3 plus 2. Dar de ce? Ai introdus întreg în fracții, nu? Da. Pe una este înmulțire și alta... va fi 7, deci, adică 14 supra 3. Da, vede. Da, vede. Când zic 7 ori 2 pe 3. Este 7 ori 2 supra 3. Deci este vorba din mulțirea 7 pe 1, se subînțelege, da. 2 pe 3 și care îi face numărătorii 3 și uitorii 3. Da. Și face 14 pe... 14 pe 3. Când zic 7 întregi și 2 pe 3, va fi 7 ori 3 plus 2. Stop, să înțelegi. Că e vorba de 7 plus 2 pe 3. Plus 2 pe 3. Și atunci, după aceeași numitor, 7 ori 3, 21. De aceea, mecanic, dacă reținem, iată, tu neînțelegând că una este mulțire și alta este 7 în 3 și 2 pe 3, ai procedat aici cu introducerea întregului în fracții, pentru că 7 în 3 și 2 pe 3, n-ai înțeles că 7 întregi și plus 2 3. Și atunci s-a dus și la aceeași numitor. Și zice 3 ori 7, 21 și cu 2, da? 23. Deci, iată aici fac 23 pe 3. În concluzie, să ne întoarcem negreșiță să vedem dacă... Da, 14 supra 3. Deci face cât? 14 supra pe 3. 14 pe 3. Minus 3. Minus 3. Minus 8 supra 3. 8 pe 3. Minus 1. 8 pe 3 minus 1. Și egal cu? Lucrăm. Cum facem? 14 pe 3 minus 3. Deci simplificat, nu putem simplifica. Adică cum? 3 cu 3, așa, da? Da. Nu, nu se poate așa. Da? Nu, nu se poate. Nu. Și totuși ce facem aici? Și fac și ajutor, da. Numitorul comun este aici 1 și amplificăm numitorul comun 3, da? La 3 era 1 și amplificăm aici cu 3 14 supra 3 și facem linii de fracții, punem numitorul 3
Și atunci faci 14 minus 3 ori, da? 14 minus 9. 3. Da. Minus 3. Minus o linie de fracție. Da. 8 minus. 8 minus 3. Da. Supra 3. Tot de 3. Și egal cu. O să putem face 14 minus, facem 14 minus 9, care este 5. Da. 5 minus. Pe 3. 5 pe 3 minus... 5 pe 3 minus 5 pe 3. 5 pe 3. Și 0 pe 3. 0 pe 3 și cât faci? 0 pe 3? 0. Deci vezi că a verificat. Da. Și cealaltă soluție ai să o faci și pe aceea, pentru că se sezez eu că avem probleme și trebuie să le clarificăm. Am mai spus-o, o spun. Antrenamentul acesta trebuie din nou reluat. Asta e matematica și se pierde mâna peste vară și atunci nu ne rămâne decât antrenament. Nu ne putem duce la lucruri sus, foarte sus, fără să știm aceste lucruri de jos. Ca să ne deranjează cât la fi. Da. Numai atâta să notez aici. 7x minus 3 minus modul din 4x minus 1 egal cu 0, și să luăm pe x-ul celălalt, David, de x-ul al doilea care a fost cât? 4 supra 11. 4 pe 11. Hai să verificăm dacă și asta e bună. Facem proba, da? Să vedem, a lucrat bine sau nu. Te rog să-mi viteză. 7 ori... Deci echivalent. 7 ori 4 supra 11 minus 3. Da, minus 3. Închidem modulul, deschidem alt minus, da, deschidem alt modul. Da. 4 ori 4 supra 11. 4 ori 4 supra 11. Minus 1. Minus 1. Punem modul, da, la fiecare linie. Și dăm mai departe. 28 supra 11 minus 3. 28 supra 11 minus 3. Minus. În modul, nu? Da. Minus. Modul. Da. 16 supra 11. Da. Minus 1. Corect. Și egal mai departe cu? 20 linie de fracție. 11. Amplificăm pe 3. Modul. De modul. 11. Da. Vine modul din 28. Da. Minus 33. Da. Supra 11. Supra 11 minus, da, 16. Da. Supra deci 16 minus 11. Deci modul. Supra 11. Da. Supra 11. Dar modul. Da. Și dăm mai departe cu lucrăm. 28 minus 33, o de un număr negativ. Spune că faci. Da, faci 28 minus 33. Stai puțin, 5. Minus 5. Deci face minus 5. Minus 5 supra 11. Da, modul. Da. Da. Minus modul din. Minus modul din 5 supra 11. 5 supra 11. Și egal mai departe cu? Păi, minus 5 supra 11. Va fi minus 10 supra 11. Minus 10 supra 11. Cum ai făcut? Minus 5 supra 11. Minus 5 supra 11. Stați, nu am ceva. Ce mai devreme? Modul din cineva? Minus. Modul din cineva. Să, modul din cineva. Indiferent că e pozitiv sau negativ, e aici pozitiv. Deci cât face asta, modul ăsta? Minus 5, nu, 5 supra 11. Deci egal cu 5 supra 11. Minus, am ajutat al doilea modul. 5 supra 11. Minus 5 supra 11. Și este egal cu? 0. 0. Bun, și așa să faci. Hai să recapitulăm. Să vedem ce lucruri trebuie să... Ce ne alegem noi din toată discuția asta, frate, la modul. Deci modulul unui număr e totdeauna un număr pozitiv. Adică prin pozitiv nu înțeleg strict pozitiv, ci mai mare sau egal cu 0. Deci să fie clar pentru totdeauna, modul din x este mai mare egal decât 0, da? Mai mare egal decât 0.
Dacă mi-e clar asta, înseamnă că am făcut noi ca model și am zis așa, modul din 7x plus 1 plus modul din 3x minus 2 egal cu 0. Ți-am dat eu așa ca o aplicație. Și tu ce ai spus aici? 7x plus 1 este egal cu... Faptul că e o sumă de 2 moduri. Da, trebuie să aflăm dacă x-ul este cel. Deci, ca să facă 0 înseamnă și primul și expresia trebuie din primul. X-ul trebuie să fie același. Da, dar trebuie să, să traduce așa, echivalent cu a spune că prima expresie de aici este 0. Scriu 7x plus 1 egal cu 0. Și, adică și cealaltă trebuie să fie cu același x, 3x minus 2 egal cu 0. Dar dacă ar fi fost 3 moduri? Fiecare să facă 0. Și de aici, x-ul de aici, x-ul de aici trebuie să fie același x. Da? Același x trebuie să fie. Da. Atunci avem soluție. Da. Dar dacă îți dau așa, modul din 7x plus 1 minus modul din 3x minus 2 egal cu 0, deci când ți-am dat scăzut, nu mai este obligatoriu să fie 0 fiecare, ci de aici ce 7x sunt? Plus 1 este egal cu 3x minus 2 și că 7x plus 1. Deci asta se traduce, hai să vedem ce echivale. Cu a spune că modul din 7x plus 1 egal cu modul din, modul din 3x minus 2. Da, egal cu modul din 3x minus 2. Iar acest lucru este echivalent cu, ca să fim egalitate, 7x plus 1 este egal cu minus modul 3x plus 2. Deci, cu dată, când am egalitate, dacă 5 între bari este același lucru cu 5 între bari, da. Deci trebuie să spun că 7x plus 1 este egal cu 3x minus 2. Egal cu 3x minus 2. Asta e o variantă. Sau, o altă posibilitate mai este care? 7x plus 1 este egal cu minus 3x plus 2. Minus 3x plus 2, adică minus pe lângă expresie. Da. Da? Deci 7x plus 1 să fie egal cu minus pe lângă 3x minus 2. Dragule, trebuie să-ți fie foarte clar. Aici, x-ul de aici nu mai trebuie să fie identic cu acela, că e una sau cealaltă din variante. Cele două posibilități. Și atunci mie îmi place și prima și cea de-a doua. Una este când zic și una și cealaltă să fie 0. Iar sau acela bun și prima variantă, bună și cea de-a doua. În concluzie, hai să nu în loc de 7x plus 1 sau 3x minus 2, să dă expresia e1 de x și e2 de x. Deci dacă o să ai așa, modul din e1 de x pe expresie plus modul din e2 de x, altă expresie, egală cu 0, ce spui aici? Că i... Asta dacă și mai dacă. Da. E1x este egal cu 0 și E2x este egal cu 0. Deci E1, expresia, prima expresie, adică 5 întrebare de la primul modul egal cu 0 și E2. Trebuie să dăm și al doilea. Al doilea. E2 de x egal cu 0. Dacă sunt 3, 3. Da. Dacă însă vom avea varianta cealaltă, un minus, deci nu mai sunt. Am 2 cu plus, deci avem o scădere, atunci vom avea iată, dacă vom avea așa modul din e1 de x, x minus modul din e2 de x egal cu 0. Da. Asta cum se traduce? Păi. Ducem în dreapta, da, și vine. Bine. Modul e1x este egal cu e2x. Modul din e1 da. Din x egal cu modul din e2 x. Da.
Ceea ce ar însemna echivalent, cum? Când egalitatea între doi moduri se produce? Atunci când e 1x e 1x egal cu e 2x. Egal cu da. Adică expresia întâi și egal cu expresia doua? Sau? Sau e1x e1x egal cu minus e2x. E2x. Ce rezumăm pe fiecare în parte și x-ul acela și bun și primul, bun și al doilea. Da? Deci aceste lucruri să fie foarte clare. Ce mai vreau să-ți mai spun? Dacă îți voi da așa, 2 moduli din 3x minus 5, hai să luăm exercițiul ăsta, da? 2 moduli din 3x minus 5. Da. Deci 2 moduli din 3x minus 5 plus 5 moduli din 7x minus 1 egal cu 0. Ce vei spune aici? Putea spune că 6x minus 10 plus 35x minus 5 este egal cu 0. Adică, altfel spus, pe 2 de aici le băgați. Da. Da. Că există o proprietate. Pe 2 poți să-l vezi ca modul din 2. Da. Și produsul al 2 modului egal cu modulul produsului. Da. Deci o primă proprietate. Hai să zicem aici proprietățile modului. Da? Și să le avem clar în minte și să nu mai uităm niciodată, anume. Deci asta. Modul, prima proprietate. Modul din x e mai mare egal decât 0, da? Da. 2. Modul din x ori y modulul din produs egal cu modul din x ori modul din y. Deci modulul din produs egal cu produsul modurilor. 3. Modulul din fracții x pe y egal cu cine? Modulul din fracții înseamnă x modul din, modul din x împărțit la modul din y. Supra modul din y. 4. Da? Da. Modul din x. Ia să vedem ca un exemplu să luăm așa. Uite. Modul din x plus y. Modulul unei adunări. Modulul unei sume. Păi o să fie modul din x plus modul din y. Modul din x plus modul din y. Egalitate, spui tu, da? Hai să luăm, ca exemplu. Stați. Cât ar fi așa, după părerea ta, când ar fi egalitate? Întreb cum ar fi egalitate. Poți să-mi dai un exemplu când are loc egalitatea? Când x și y sunt egali. Egali între ei, da? Da. Egali. Adică totuși, modul din x plus y egal cu modul din x plus modul din y, numai dacă sunt egal. Hai să luăm x egal cu 3. Nu e neapărat și egal. De exemplu, x poate fi minus 3 și y poate fi 3. Opuși atunci. Da, pot fi și opuși. Și atunci ce se mai întâmplă la loc? Egalitate, inegalitate? Egalitate, spui tu, nu? Dacă una e 3 și altul, să luăm